Înainte de a pleca, Tisi a cântat o ultimă melodie, Amintiri din copilărie. Este o melodie pe care am uitat-o, dar care mi-a plăcut foarte mult și a fost drăguț să o reauzim. Am văzut că și concurenților le-a plăcut, știau și versurile piesei, au fost pentru câteva minute și ei melancolici, cu gândul la copilărie, dar iată că a venit vremea să se mute la casa lor, să se căsătorească, au o altă etapă mult mai înaintată în viața lor. După ce a terminat de cântat, Tisi a rugat și concurenții să cânte refrenul alături de el. Apoi le-a urat tuturor sărbători fericite, casă de piatră și toate cele bune și a plecat, iar concurenții rămân să continue petrecerea. Nu le-a făcut nicio prezentare foștilor concurenți. Am tot auzit că de data aceasta, în acest sezon, nu vor mai fi prezenți foști concurenții ai acestui sezon, ceea ce e trist. Cred că era foarte tare să se revadă cu toții, dar petrecerea continuă oricum.